10.000 de credincioși au fost prezenți astăzi la Bobotează pe malul Mării Negre. În Constanța, oamenii au asistat la tradiționala procesiune care a pornit din fața Catedralei Arhiepiscopiei Tomisului, în frunte cu un sobor de preoți, militari, fanfare și care transe cu boi, cai și măgari, care s-au oprit pe faleza de la Casino, acolo unde a continuat slujba de sfințire a apei. Mare, mare, e botezul Domnului Iisus, cum să nu vinim, dar nu se poate, trebuie să ajungem așa, cum am putut, ușurel, ușurel. Este o tradiție să veniți, ați fost și în alți ani? Da, normal, este, suntem ortodoxi. Ce să mai zic, mama, vin aici pentru sănătate, pentru tot, să luăm aian, să așteptăm, să auzim Sfânta slujbă și asta tot. Mai bun, să fim sănătoși, să fim mai buni. Vântul de afară nu v-a împiedicat să participați și în acest an? Nu, îmi place să ascult slujba în aer liber. Tradiția de la malul Mării, prin care credincioșii sar după crucile aruncate în Marea Neagră de Bobotează, s-a respectat și anul acesta, în ciuda valurilor destul de mari și avertizării de cod galben. În Altpreasfinția sa, Teodosie a ieșit cu barca pe mare și a aruncat cele 3 cruci de lemn în apele rece ale mării. Sfințirea mării, unde am pomenit și pe cei pe care marea i-a înghițit când am stropit cu apă, este o necesitate pentru noi toți, pentru că marea este o binefacere pentru noi, ea ne împrospătează aerul, cum trebuie să ne împrospătăm și noi sufletul cu rugăciunile de acum, de la Bobotează. Dar v-au stropit valurile? M-au stropit, dar prea puțin, trebuia mai mult. Printre cei care au sărit în apele mării s-a numărat și o fată. Să fiu printre cei curajoși. Am spus că și astăzi o să sar, deși dimineața nu eram convinsă de acest lucru, pentru că bătea foarte tare vântul, chiar dacă temperatura nu este foarte scăzută, dar sunt foarte mulți curenți în apă și lucrul ăsta mă ținea puțin să țin cu specia umană, să o rezerv, nu să o protejez. Dar am venit aici și am văzut că nimeni nu vrea să mă ducă la barcă înapoi de unde au sărit toți și mi-am luat inima în piept și am plecat de aici, de pe mal, până la bombard, am înotat și în momentul în care arunca crucile am înotat până la prima cruce. E greu pe marea asta montată, să înoți? Este foarte greu, da. Periculos, nu? Da, la mine e prima oară și a fost noroc. Cine te terminați? Nu știu, am vrut să încerc ceva nou. Apa sfințită a fost îmbuteliată în 200.000 de peturi care au fost așezate pe faleză în forma crucii Sfântului Andrei încă din ajunul sărbătorii, acestea fiind păzite de către jandarmi.